și nici de la Judas Priest. Marea formație de rock and roll. Și asta mi lăsați nouă genele astea? Păi nu sunt ale noastre. Nu spuse de noi. Ce scrie pe ele? Sunt de la AJF Vrancea. Sunt. Da. Încați mințe. Am voie. Aveți voie. Da. Sunteți steward aici la... Da. Voluntar. Voluntar. Și în rest, cu ce vă ocupați? Lucrez. Ca ce? Agent de pază. Agent de pază. Deci tot în... Tot în domeniu. Tot în domeniul ăsta, da. Ați avut vreun eveniment mai important în ultimul timp? Deci baza sportivă s-a deschis în astă toamnă și a fost foarte puține meciuri. Lumea nu prea a început să... Spectatorii nu sunt recalcitranți, nu creează probleme. Nu, la noi, dar când este meci, deci vine și organele de poliție, jandarmerie, avem întotdeauna... Dar, practic, localitatea noastră este foarte liniștită, o localitate. Chiar la Focșani, când se face ședințe, întotdeauna jariștea, puțin apeluri 1-2, toate astea stăm bine la capitolul ăsta. Avem și primarul ăsta tânăr care îl cam copiem. Deci, știți cum e, lumea se dă după primar. După șef. Da. Nu, e ordine, disciplină, nu facem... Aveți așa o atitudine occidentală, cu ochelari de soare, cu vesta asta? Da, nu, i-am luat pentru soare, de fapt. Nu sunt mafiot. Nu, am zis occidental, n-am zis altfel. Da, ca să obișnuiești. Cum vă cheamă? Marian Mangu. Cum vă strigă băieții de aici, de la bază? Marian. Doar Marian. Marian, dar nu nicio n-am poreclă. Supranume, nu. De fapt, da, la meseria dumneavoastră nu e vorba de poreclă, ci de supranume. Am mai făcut și la discoteci, am mai făcut din ăsta... Vă place fotbalul? Nu. Nu? Nu. Păi și cum rezistați 90 de minute? Cum ați ajuns aici? Practic, eu fotbalul văd din altă latură. Deci, practic, fotbalul este un sport violent, cum se prezintă. Violent? Da, este un sport violent. Deci, dacă dumneavoastră mergeți pe stradă și eu vă trag de tricou, nu faceți cauză. E violență, da. Da, este violență. Deci, în fotbal ce se folosește și fără nicio... Deci, o pedeapsă. Cu ce ați compara fotbalul? Practic, cu șahul l-aș compara. Pentru că este o artă. O artă. Deci, 11 persoane care gândesc la fel și, bine, prin... Toate trebuie să mute în același sens. Da, dar fără violență, fără felul ăsta de... Și hai să fim serioși. Este adică pentru bani, vreau să spun. Sunt niște afaceri colosale și un fel de a se vinde. Deci să vând jucătorii, să vând. Deci sunt echipe unde antrenorul sau nu... președintele sau, să zicem așa, cei care investesc, cum ar fi Gigi Becali, dau un exemplu. Te duci și pariezi că pierde echipa ta. Deci sunt persoane care au făcut lucrul ăsta. Deci asta sunt confirmate. Ce sport vă place, dacă nu vă place fotbalul? Bine, eu am făcut arti marțiale, Shotokan. Păi și acolo nu e violență? Nu. Deci eu am învățat în perioada lui Ceaușescu. Făceam tot așa, prin secret, când aveai voie. Păi nu aveai voie. Și fără punctare. Atunci. Fără să punctezi. Deci erau adică fără să atingi. Da. Arătați-mi mie cum făcea. Deci Jucumite, desfăcea lupta asta. Jucumite? Dar... Jucumite. Deci este lupta între... Și fără să-ți atingi Jucumite. Adversarul. Da, deci adică, Jucumite. Practic, dacă eu vă zic să-mi dați un pumn, îmi dați un pumn fără să mă atingeți. Da, deci asta, deci dacă reușesc să... Deci toate astea, deci fără finalizare a lovitorii. Deci am un prieten, a dat băiatul de mic la karate. Și a avut tot așa, deci într-o competiție, deci a fost lovit în ficat, s-a chinuit cu el să-l... Păi nu făcea jucumite din asta fără să te atingi? Nu, în competiții. A, în competiții. Deci la noi să folosești mai față de alte țări. Aha. Mulțumesc mult, domnul Marian. Și multă și baftă și să fiți alături de fotbal, chiar dacă nu vă place. Eu sunt alături, dar nu-mi place fotbal. Mulțumim mult. O fac pentru un primar, pentru că avem și noi un soare aici în comună să... Avem un primar tânăr și mai mult pentru... Mulțumim! Vă mulțumim noi, de fapt!